sunt foarte curioasă ce face colega noastră Bianca în această dimineață. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Bună dimineața! Am auzit că v-ați văitat foarte mult, că nu v-am adus papanași, că nu v-am adus clătite, eclere și ce am mai văzut eu, însă este momentul să vă cert puțin și să vă spun că nu mai e cazul să vă văitați, pentru că sunt oameni care se trezesc mult, mult mai devreme decât voi, chiar pentru mai mult decât 2 ore și jumătate cât durează Vorbește Lumea, pe care de altfel eu o iubesc. Sunt alături de colegii de la Virgin Radio, Veronica și Andrei, care se trezesc la ce oră? 4:30. Și care e primul lucru pe care îl faceți în fiecare dimineață? Ne văităm că sună alarma. Primul gând ăsta este mereu: ai, Doamne, de ce? Nu, stai că poate mai pot să mai dorm încă 10 minute sau 15 minute. Mai ales eu că stau foarte aproape de radio, am tot timpul scuza asta că pot să ajung mai repede și mă pregătesc destul de repede. Eu nu mă pregătesc atât de repede. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Eu primul lucru pe care îl fac este să mă duc la duș. Eu nu pot, dacă nu mă spăl pe cap în fiecare dimineață, eu nu pot să mă duc. Ești operativ, înseamnă. Perfect. Da, noi suntem aici alături de voi în dimineața asta pentru că ați făcut un lucru extraordinar. În afară de faptul că ați participat la Ce spun românii și ați câștigat, ați continuat campania aici la radio și ați strâns o sumă foarte frumoasă de bani. Cum ați reușit, câți bani și pentru cine? O, Doamne, în primul rând trebuie să specificăm că noi suntem amândoi foarte competitivi. Și trebuie să specificăm că împreună am bani cu voi. Adică vă mulțumim mult de tot, mulțumim întregii echipe de la Pro pentru că s-a implicat în treaba asta. O să las pe Veronica, da, să spună cum ea a fost. În momentul în care am auzit că am pierdut cei 2500 de lei extra pe care puteam să-i câștigăm pentru minunata familie pentru care am jucat. Deci se vede și pe cameră. Eu în momentul în care am auzit că am pierdut, eram, cumva mă uitam într-un punct fix și am zis, nu putem, stai un pic, haide să facem un challenge. Totuși voi ați câștigat o multe runde până acolo. Da, vă uitam cumva că zic, păi 2500 de lei nu-s de colo și am lansat această provocare pe care Cabral a îmbrățișat-o. Am lansat provocarea să vină în matinalul nostru, s-a întâmplat nebunia săptămâna trecută joi. Am avut foarte puține zile la dispoziție ca să strângem obiectele de la numeroase persoane publice. Mulțumim din suflet și persoanelor de la Pro TV care au sărit în ajutor și inclusiv și lui Cabral, care a venit cu un premiu. Wow, Cabral a venit cu cel mai mare premiu. Da. Efectiv, nu a vrut să ne spună valoarea premiului, care depășea oricum 6.000 de euro. Wow, ok. Dar în total câți bani ați strâns? În total 14.240 de lei. Și la cine au ajuns? Să ne spuneți așa puțin pe scurt? Este fix cazul pentru care am jucat noi în emisiune la Ce spun românii, imediat. Este vorba despre o mămică, nu-i așa? Exact. O mămică... E Asociația Zâmbet și Suflet și noi nu știam foarte multe despre caz, acolo am aflat foarte multe și Veronica direct a simțit că putem să strângem mai mulți bani și ne bucurăm tare mult. Intuiția feminină? Da. Ne-am bucurat foarte mult pentru că știm că fiecare leu contează pentru o familie care are nevoie mai mult decât noi și am zis, haide să apelăm la minunații noștri ascultători, pentru că de fiecare dată când am avut o astfel de inițiativă, au sărit și ne-au ajutat și chiar au putut să, adică am ajutat făcând bine și distrându-ne în primul rând. Sperăm să continuăm și cu alte licitații. Da. Categoric, noi abia așteptăm să participăm și noi, dacă putem. Da. Și dacă nu suntem vedete, poate putem să participăm, ne licităm și noi un cercel sau ceva și să vă auzim în fiecare dimineață, pentru că ne place să ne trezim alături de voi. Până începe emisiunea Vorbește Lumea, bineînțeles, unde sunt în fiecare dimineață prezentă și unde nu mai cert colegii, că sunt drăguți și sunt de treabă și ne aduc tuturor zâmbetele pe buze. Mă întorc la voi, de la Bogdan Șurubel. Da.